Bag eu cu senciu mâinile, o tragem de ele, că sare asta acasă. Mariane, cine sunt copiii? Stai liniștită, sunt nepoții mei. Și ce caută aici? M-au pipăit. Se joacă și ei, sunt copii. Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, eu am fost un copil isteț, nu am avut probleme în clasele primare. Matematica era ceva simplu pentru mine. Până în clasa a 5-a nu a trebuit să învăț nimic, prindeam totul din zbor. Nici cu scrisul și cititul nu am avut probleme. În clasa a 2-a eram deja as, scriam și citeam perfect. De citit, citeam tot ce vedeam, frate. Reclame de pe clădiri, etichete de sucuri și de aleguri, nume de străzi, semne de circulație, tot ce se găsea. Doar asta aveam în cap. Când mergeam cu tramvaiul, eram cu ochii pe geam, citeam tot drumul ce vedeam pe stradă. Pentru mine era o nouă lume, plină de mistere de dezlușit. Deodată semnele bizare și ciudate deveniseră din dușman prieteni. Acum le înțelegeam și îmi plăcea asta. Am început să citesc și cărți, le devoram. Am citit Colț Alb în 2 zile și e o carte destul de groasă. Hobby-ul ăsta m-a ținut până prin clasa a 5-a, când am început să mă uit mai mult la filme. Bine, că și înainte mă uitam, dar parcă cărțile nu mă mai atrăgeau așa tare. În fine, setea asta de cunoaștere m-a băgat și în belele. Mi-a fost interzis să mai citesc. Dar hai să o luăm cu începutul. Eram undeva prin clasa a 2-a, la început. Afară, toamnă, frig, așa că stăteam destul de mult timp prin casă. Încă n-aveam jocul pe televizor. Așa că ne petreceam timpul uitându-ne la televizor, jucându-ne cu vechiul Tetris și cu cărțile de joc. Dar cum la televizor nu era mare lucru pe timpul ăla, doar câteva programe, de Tetris ne cam plictisisem de mult, așa că mai toată ziua ne jucam cărți, că nu făceam alte prostii, bineînțeles. Eram la mamaia din cartier. Eu tocmai venisem de la școală. Senciu mă aștepta plictisit. El încă nu începuse școala și nici la grădiniță nu era. De altfel nici eu n-am fost. Ce faci, Gigi? Ce e dracu? De la școală. Ne jucăm ceva? M-am plictisit. Dai să mănânc și eu ceva și ne jucăm. Mănânc eu repede, facem câteva jocuri de cărți, dar ne-am plictisit. Așa că am început să sărim din pat în canapea. Era destul de greu, era vreun 1,5 metri distanța. Și sărim noi acolo ce sărim, până vine mamaia la noi. Aoleu, rupe spatul! Nu rupe mamaie! Stați cu minți că ies arcurile din el! Patul era cu arcuri, erau legată cu sfoară între ele. Și câteodată se mai rupea sfoara și te trezeai cu arcul ieșit. Era și tare, frate, puteai să te rănești serios în el. Nu ies, mamaie, mai ne jucăm puțin. O cheamă mamaia și pe mama, se roagă de noi să ne oprim, dar degeaba, noi tot săream din pat în canapea. Și cum săream noi acolo, se aude ușa. Era Maria în scandal, fratele mai mic al lui mama, avea vreo 20 de ani pe atunci. Mariane, ce faci? Bine, voi ce faceți? Ne jucăm, sărim din pat în canapea. Gata, nu mai săriți, îmi distrugeți canapeaua. Ne oprim noi. Au venit băieții aia să se apuce de treabă. Dorm aici în canapea, mamă. Ăsta avea 2 camere separate, dar făcea renovări pe acolo. Schimba mobila, îndrepta pereții și tocmai ce veniseră muncitorii să se apuce de treabă. Așa că a trebuit să ne oprim din joacă. Rupeam canapeaua și nu mai avea unde să doarmă ăsta. Își aduce acolo câteva lucruri, mai mult haine, și pleacă să supravegheze muncitorii. Acum, noi plictisindu-ne de moarte, ne gândeam ce să facem. Ne urcăm pe șifonier și ce facem? Stăm acolo? Sărim în pat, vedem care sare mai departe. Da, frate, ăsta era alt joc de-al nostru. Ne urcăm pe șifonier și săream de acolo. Ne urcăm, dar când ajungem acolo, găsim niște caiete și câteva cărți. Iau eu una mai veche de acolo și citesc titlul, Epopeea lui Gilgamesh. Coborâm cu cartea și mă pun pe citit. Cred că a fost prima carte pe care am citit-o. Îi citeam și lui Senciu, dar s-a plictisit repede. Dar pe mine m-a prins, m-a captivat. Epopeea lui Gilgamesh e una dintre cele mai vechi scrieri, dacă nu cea mai veche. Are vreo 4.000 de ani vechime. E vorba despre un rege babilonian, Gilgamesh, și prietenul lui, Enkidu, o fiară jumate om, jumate animal. Până seara am dat-o gata, am citit-o pe toată. Apare și Marian și mă vede cu cartea în mână. Ce citești acolo, Gigi? Asta cu Gilgamesh, am găsit-o pe șifonier. E de la mine, am adus eu câteva cărți. Toate sunt ca asta? Nu știu, multe sunt de oameni mari. Ai ajuns la jumate? A terminat-o nebunul, a citit toată ziua. Ai terminat-o? Așa repede? Mai dă-mi una de sus de acolo. Se uită Marian pe acolo, dar nu găsea ce căuta. Nu mai am decât astea cu gagici, nu sunt pentru tine. Dă-mi una de aia. Îi dau? Îl lași pe fitul să citească? Dă-i una, nu înțelege el. Îmi dă asta o carte, erau romane sexy, scrise de celebra Sandra Brown. Și m-am pus iar pe citit. Nu prea înțelegeam eu la vârsta aia mare lucru, dar tot citeam, nu puteam să mă opresc. Citea și Marian una. După 2 ore, el citise vreo 3-4 capitole, eu vreo 10, nu mă jucam, citeam pe viteză turbo.
S-a făcut vreo 10, ne-am băgat la somn și Marian a plecat să bea o bere cu băieții, la o discotecă din zonă. Discoteca era un fel de club din anii 90. Se asculta mai mult muzică disco, de aici și numele. Pe la 2 se întoarce scandal, aprinde lumina, ne trezește pe toți și începe să ne povestească ce a făcut. De fiecare dată făcea așa, dar era o plăcere să-l asculti. Ne-am luat cu unii în gură, noi 3, ăia 5. S-a dat unul la o fată cu care dansam eu. L-am pocnit drept în frunte, daună totală. Au sărit și ea pe mine, au sărit și prietenii mei și am lăsat lații acolo. I-am luat și am aruncat afară. Să nu ai probleme, Mariane. Stai să vezi că la jumătate de oră s-au întors. Erau 10. 10. Marcă și fonierul ăsta de 2 metri. Și la 100 de chile toți. Aoleu, mamă, și-ați fugit? Unde să fugi, mamă, când ne încercuise? Le-am zis lui ăștia să apuce ce pot, a scos un ceagul și ne-am pus spate în spate, toți trei. Am dat în stânga și în dreapta. După 10 minute mai eram în picioare doar eu cu o namilă de om, mai mare ca ăia. Și ce-mi zice ăla? Aruncă ăla să ne batem ca bărbații. L-am aruncat și am sărit cu piciorul în cap, dar n-a căzut, îl amețisem bine. A încercat el să-mi dea câteva, dar obosise, era lent, mă feream și bam, drept la ficat. I-am băgat 2-3 și l-am simțit că nu mai poate, picior din întoarcere drept în figură. A căzut pe o masă, s-a rupt în două cu el. I-am luat pe ăștia doi ai mei, pe unul pe umăr și unul la braț și am fugit de acolo. Nu de alta, dar chemase patronul miliția, ne punea să plătim alea pe acolo. Bă, acum nu știu cât era adevărat din ce povestea el. Bănuiesc că nu foarte mult, dar pe noi ne distra mereu, dar abia așteptam să-i auzim poveștile. Și aia, fata cu care dansai, vine mâine la mine, luați și voi copiii și vă duceți în camera ilaltă. Care era treaba? Fata asta era la liceu, învăța dimineața. A doua zi s-a dus și a așteptat-o în fața liceului și a adus-o acasă, părinții ei crezând că ea e la liceu. Și cum avea și el nevoie de intimitate, să-și facă treaba acolo, noi am stat în altă cameră, era o cameră mai sărăcăcioasă, nu avea televizor și nici sobă, nu puteai să dormi acolo. În fine, pe la 12 așa, ne întâlnim în curte cu Marian, ieșise la o țigară. Ea ia de-aseară, câți ani are? Eu am întrebat-o, 15, 16, 17, e la liceu. Îți place povestea? Dă și tu un like, frate, și un subscribe. Răspunsul la quizul data trecută era A, 2 lei. Primele 5 comentarii cu răspunsul corect și încă 5 alese aleatoriu sunt acum afișate pe ecran. Vrei să ai și tu o șansă? Fii atent la următorul quiz. Ce joc vroiam să jucăm la Morlocu? A, Contra, B, Street Fighter sau C, Contra 2? Lasă răspunsul repede în comentarii, ai 5 secunde. Gata? Ai răspuns? Și acum, înapoi la poveste. Dar are experiență nebună, știi cum se mișcă? Tași mă că te-au copiii. Lasă-i că sunt mari, haideți cu mine. Mariane, se supără fata, vezi ce faci? Lasă că nu se supără. Ne ducem cu Marian în cameră, asta când ne vede, se acoperă repede cu cerceaful. Chicotește ceva și strigă la Marian. Sunt dezbrăcată, Mariane! Lasă că sunt copii, hai în pat cu mine, jucăm un șeptică. Ne punem toți în canapea acolo, ne spune că o cheamă Andreea, își trage repede un tricou pe ea și jucă în șeptică. Eu cu Senciuc, Marian cu ea. După câteva jocuri, Marian zice să jucăm pe porunci. Câștigă ei primul joc, ne dau o poruncă și la al doilea joc câștigăm noi. Vine repede Marian și ne spune la ureche să-i dăm poruncă să-și dea tricoul jos. Eu cu Senciuc ne-am rușinat și n-am vrut să zicem. Lasă că-i zic eu, dă-ți tricoul jos. Se înroșește asta la față. Ești nebun, Mariane, mă văd copiii. Lasă să vadă și ei, sunt nepoții mei. Nu vrei să-i vede sânii? N-a folosit exact cuvântul ăsta. A folosit numele de familie a lui Andrew Tate, pronunțat în română și cu diacritice. Înțelegeți voi? Nu, nu vrem. Ce sunt alea? E, nu vreți. Ce sunteți așa rușinoși? Hai, Andreea, porunca e poruncă. Hai că sunt copii mici. Și o convinge, frate, își dă asta tricoul jos și rămâne în toată splendoarea în fața noastră. Parcă zici că eram romanul ăla de Sandra Brown, ce-l citisem cu o zi înainte. Ia uite ce mari le are. Puneți mâna pe ele, nepoți. Mariane, lasă copiii. Hai că nu vă mușcă, puneți mâna. Bă, și-a fost mult până am pus prima dată, că pe urmă am tras amândoi de ele ca o pisică de ciucuri. I le înroșisem, și noi, și Marian scandal. După vreo oră de șeptică și tras de bidoanele lui Andreea, am plecat. I-am lăsat să-și facă treaba. Bine, nouă ne-au zis că se bagă la somn, ce știam noi, eram copii mici și proști. A doua zi tot la fel, a luat-o de la liceu. Pe la 12 am intrat iar la șeptică și la pipăi de sâni începuse să ne placă. Mai trec câteva zile și aduce iar Marian scandal o fată în camera acolo. Ne întâlnim cu el când se întorcea de la WC-ul și intrăm direct în cameră și sărim în pat. Asta ascunsă sub cerceaf, nu zicea nimic. Bag eu cu Senciu mâinile, o tragem de ele, că sare asta ca arsă. Mariane, cine sunt copiii? Stai liniștită, sunt nepoții mei. Și ce caută aici? M-au pipăit. Se joacă și ei, sunt copii. Da, frate, era alta.
Marian era mare gagicar, umbla mai tot timpul cu două-trei odată. O convinge și pe asta să ne arate sânii, să ne jucăm cu ei, că la un moment dat ce zice Senciuc? Andreea le avea mai mari și mai albe. Și astea sunt bune, nu-i așa, Gigi? Cine e Andreea? Am umblat cu ea mai demult, stai liniștită. Asta era mai creolă, avea pielea mai închisă la culoare și sânii puțin mai mici. Andreea era albă ca laptele și sânii cât o minge de handbal. Se duce Marian să fumeze o țigară și asta, bănuind ea ceva, cine zice? Care sunt mai frumoase? Ale mele sau al lui Andreea? Ale tale. Mie-mi plăcea mai mult al lui Andreea, Gigi. Da, Senciuc. Ți le mai amintești? De când ai mai văzut-o? Sunt luni de zile. Ce ai, Gigi, ești prost? Acum câteva zile a venit. Îl dusese de nas pe Senciuc. Eu mă prinsesem de fază. Se negrește asta la față, își acoperă jucăriile, se îmbracă și când intră Marian, sare cu palmele direct pe el. E simțitule, porcule! Ce ai, fată, ce ai pățit? Uite-le, pentru ultima dată! Du-te la aia cu sânii mari și albi! Stai, tu ești singura, stai! Iese asta trântind și bușind, Marian se uita la noi. I-a scăpat lui Senciuc, nu și-a dat seama. As-o dreacu de nebună, bine că am scăpat de ea. Dar să nu afle Andreea de ea că ne supărăm? Bă, și la o zi, două, au terminat ăia camerele lui Marian și s-a mutat înapoi acolo. S-a dus și distracția noastră, că nu ne-a mai chemat la șeptică. Dar ăsta încă nu-și luase cărțile de pe șifonier. Așa că m-am urcat acolo, să caut ceva să citesc. Și cum pe majoritatea le citisem deja, iau un caiet, să văd ce scrie scandal acolo. Și era o poveste, frate. M-am apucat să o citesc, acolo sus pe șifonier. Vorbea cu o fată de câteva luni. Ținea foarte mult la ea, se gândea să o invite să se mute cu el. O iubea atât de mult încât renunțase la obiceiurile lui. Ea era singura din viața lui în acel moment. Dar într-o zi s-a dus cu băieții la discotecă și a mețit bine de aburii alcoolului, s-a întors acasă la el cu trei fete. A urmat apoi scene pe care eu nu le înțelegeam, desprinse din filmele XXX. Romanele lui Sandra Brown păleau față de ce scrisese acolo Marian. Descria cu lux de amănunte partida lor de sex, de fapt orgia la care participaseră. Pe mine mă scârbise, deși nu înțelegeam mare lucru. A doua zi, a venit fata la care ținea la el și a bănuit ceva. A găsit o pereche de chilos pe acolo și s-au certat foarte tare. El a înjurat și pălmuit de câteva ori, el a ripostat cu o palmă și a făcut o femeie ușoară. Ea a plecat și Marian a stat. S-a pus pe pat, a început să plângă, apoi și-a adus aminte o partidă de sex cu ea. Din nou, dădea amănunte foarte multe, descria totul. Eu eram scârbit și revoltat, credeam că îi face rău, că e violent cu ea, dar tot nu puteam să mă opresc din citit. A încercat următoarele zile să dea de ea, a căutat-o peste tot. I-a dus flori acasă la ea, dar nimic, asta era hotărâtă să-l uite. Au trecut 2-3 săptămâni și Marian era în autobuz. La un moment dat, îi se intersectează privirea cu a unei fete. Era tunsă diferit, nemachiată, dar a recunoscut-o imediat, era fata pe care o iubea. El i-a zâmbit, ea și-a întors privirea și s-a dus spre ea, o ultimă încercare. Poate acum îl iertase. Dar chiar când se deschidă gura, strigă unul la el. Gigi, ce faci acolo? Gigi, n-auzi? Lasă ăla din mână. Citeam și eu, n-am găsit altceva. Lasă-l jos, nesimțitule, să nu mai pui mâna pe el. Și smulge caietul din mână și pleacă supărat. Ce avea Gigi? Nu știu, s-a supărat că am citit din caiet. Și ce scrie acolo? Nu prea am înțeles, despre o fată. Eu eram curios să aflu ce a făcut, s-a împăcat sau nu cu fata. Vine mai pe seară Marian scandal la noi și nu rezist și îl întreb. Fata aia din poveste era Andreea? Nu v-am zis, dar așa o chema, tot Andreea. Gigi, să nu te mai uiți niciodată în caietele mele. Nu sunt povești pentru copii. Te-ai împăcat cu ea, cu Andreea? M-am împăcat, dar nu e real nimic de acolo. E o poveste, mi-am imaginat eu totul. Bă, vroiam să-l cred, dar parcă văzusem că scria pe prima pagină jurnal și a realizat că nu era o poveste, era adevărat. Se împăcase cu Andreea, pe care o înșela în continuare, cu fata creolă și cu alte fete, după spusele lui. Când am crescut puțin mai mare, am realizat ce făceau ei acolo. Maria nu era violent cu ea, erau doar doi adulți care se iubeau. Bine, fata nu era chiar adultă, dar înțelegeți ideea. Pe Andreea și fata cealaltă nu le-a mai văzut, dar pe Marian cu alte fete da, le schimba ca pe ciorapi. Cam atât pentru azi, voi ce credeți? Erau doar o poveste sau era jurnalul lui Marian scandal? Lăsați un comentariu mai jos. Ți-a plăcut povestea? Apasă butonul ăla de like și de subscribe. Ce putem învăța din această poveste? Păi, albe sau negre, mici sau mari, sunt la fel de distractive. Și ai grijă ce citești, frate, să nu rămâi nedumerit. Alege o carte pentru vârsta ta. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Pa, pa!